Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Bibliei, contra curentului. Cu siguranță ne vom pierde dacă ne vom lăsa purtați de curentul lumii. Prin comoditatea noastră egoistă și prin indolență, punem în pericol sufletele oamenilor. Slujind prin literatură. Partea 1. Așa cum știm, avem 3 secțiuni, iar după fiecare secțiune avem întrebări de reflecție. Textul de memorat. Psalmi, capitolul 107, cu versetele 19 și 20. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Secțiunea 1. Ai încercat vreodată să-ți imaginezi cum ar fi dacă nu ar exista Biblia? Cât de diferită ar fi viața dacă nici tu, nici vecinii tăi, nici nimeni din biserică, inclusiv pastorul, nu ar avea o Biblie? A fost o perioadă de peste 1000 de ani în care, din pricina apostaziei și a răzvrătirii, aproape nimeni nu avea o Biblie. Iar fără influența ei, care să aducă lumină și să limiteze răul, lumea a coborât repede în ceea ce numim Evul Mediu, întunecat. În timpul acela, biserica decretase că dacă cineva deținea o Biblie sau vorbea din ea, era pedepsit cu moartea. Acei ani chiar au fost întunecați. Psalm 107 cu versetele 10 la 12 citim. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smărit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Refuzând și pierzând cuvântul lui Dumnezeu, poporul nu afla despre Mântuitorul iubitor, care era gata să ierte pe oameni de păcate cu cea mai mare bucurie. Astfel, milioane de oameni apăsați de vinovăție plăteau averi sau se torturau în zadar în încercarea de a obține pacea cu Dumnezeu. Lipsă de lumina adevărului, Europa creștină se afla în întuneric. Cu 1000 de ani în urmă, înainte de a se inventa tiparnița, Biblia trebuia copiată de mână. Aceasta era o muncă laborioasă și riscantă, de aceea copiile Bibliei erau rare. Dar un grup de creștini credincioși, numiți valdenzi, avea Biblia în limba lor. Ei au păzit-o ca pe o comoară și cu prețul propriilor vieți și-au apărat dreptul de a-i se închina lui Dumnezeu și de a trăi conform cu învățăturile sale. Ei nu s-au mulțumit să stea în văile lor ferite și să se bucure singuri de lumina adevărului. În timp ce Europa zăcea în întuneric, se deghizau în negustori sau vânzători, ambulanți, chiar și cei tineri, și părăseau văile pentru a călători în toată Europa. În Tragedia Veacurilor, pagina 71, citim. Ei purtau asupra lor, în ascuns, copii ale Bibliei, în întregime sau părți din ea, și oriunde se prezenta o ocazie, atrăgeau atenția clienților la aceste manuscrise. Adesea, în felul acesta, se trezea un interes de a citi cuvântul lui Dumnezeu, iar unele părți din ele le erau lăsate cu bucurie acelora care doreau să-l primească. Lucrarea acestor misionari a început în câmpiile și în văile de la poalele munților, dar s-a răspândit cu mult peste aceste hotare. Cu picioarele goale, în veșminte de proastă calitate și prăfuite din cauza călătoriei, așa cum erau și cele ale Mântuitorului, ei străbăteau marile orașe și pătrundeau în țări îndepărtate. Pretutindeni răspândeau sămânța prețioasă. În urma lor răsăreau biserici, iar sângele martirilor mărturiseau în favoarea adevărului. Ziua lui Dumnezeu va descoperi secerișul bogat de suflete strânse în grânar prin lucrarea acestor oameni credincioși. Acoperit și tăcut, cuvântul lui Dumnezeu își făcea drum prin creștinătate
și întâlnea o primire bucuroasă în căminele și în inimile oamenilor. Slujirea dezinteresată a acestor credincioși misionari nu a fost zadarnică. Împrăștiați prin multe țări, ei au semănat semințele reformei care a început în vremea lui Weekly, a crescut și s-a adâncit în zilele lui Luther și trebuie să fie dusă mai departe până la încheierea timpului. Întrebări de reflexie de la prima secțiune. A deține o Biblie și a nu o citi este mai rău decât nu a avea Biblie. Cât de mult timp petreci în fiecare zi studiind Biblia? Experimentezi evul mediu întunecat în viața ta chiar acum? Dacă da, ce cauzează această problemă și ce poți face să remediezi situația? Citește Psalm 119 cu versetele 105 și 130. Are Biblia pentru tine destulă valoare încât să o copiezi de mână? Îi acorzi destulă valoare încât să fii capabil să-ți riști viața pentru a o împărtăși altora? Ce spune realitatea din viața ta despre cât de multă valoare are Biblia pentru tine? Secțiunea 2. Porțiunile din Biblie, împrăștiate de valdenzi, au împlinit lucrarea de care era mare nevoie în Europa. Lumina adevărului a străpus prin întunericul erorii și oamenii au primit bucuroși darul gratuit al mântuirii. Să ne întoarcem în zilele noastre. În multe țări, este posibil ca oamenii să aibă oricât de multe Biblii își doresc. Totuși, mulți sunt în întuneric spiritual total și au nevoie de misionari cum au fost valdenzii. De ce? Pentru că, deși mulți au Biblia, cei mai mulți nu o citesc și sunt ignoranți cu privire la calea mântuirii, ca și când nu ar avea deloc acces la Cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să-i găsim pe acești oameni în nevoie și cum i-am putea sluji mai bine? Dumnezeu a rânduit o metodă de a ajunge la aceste persoane cu lumina adevărului. O metodă foarte similară cu cea folosită de valdenzi. Acesta este timpul de slujire pe care îl vom studia în această lecție și în cea care urmează. Apostolul Ioan ne spune că un lucru minunat se va întâmpla chiar înainte de venirea lui Isus. Apocalipsa 18 cu versetul 1 citim. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Cum se va lumina pământul de această slavă? Iar într-o mare măsură, prin casele noastre de editură, urmează să se realizeze lucrarea celuilalt înger care se coboară din cer cu o putere mare și care luminează pământul cu slava lui, mărturii volumul 7, pagina 140. Desigur, literatura care obține adevărul este nefolositoare dacă stă în depozite. Trebuie să le fie distribuită acelora care au nevoie de ea. Prin urmare, ne-a fost adresată această chemare urgentă. Fiecare credincios trebuie să urmeze și să fie trezit la lucru de harul lui Hristos pentru salvarea aproapelui. Publicațiile care conțin adevărurile biblice să fie împrăștiate ca frunzele toamna. Înălțați-l pe el, salvatorul sufletelor, înălțați-l mai sus și tot mai sus înaintea oamenilor. Acum este timpul să adunăm putere din sursa tăriei, să strigăm tare și fără ezitare, ca norii întunericului să fie îndepărtați, iar lumina cerului să fie descoperită. Ați văzut cum toamna sunt împrăștiate de vânt mii și milioane de frunze peste tot? Acesta este tabloul pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a ilustra abundența literaturii plină de adevăr care trebuie să ajungă la oameni. El dorește ca noi toți să fim parte a acestei lucrări importante. Putem dărui literatură rudelor, prietenilor și străinilor. Fie ca fiecare credincios să facă să circule broșuri și cărți care conțin solia pentru acest timp. Avem nevoie de colportori care vor porni să pună în circulație publicațiile noastre pretutindeni. Evanghelizare prin literatură, pagina 21. Unde poți lăsa o carte despre adevăr sau un pliant? La spălătoria de haine,
într-o sală de așteptare, la spital sau în alte locuri publice. O poți da ospătarului sau casierului. Doar la sfârșit vom afla rezultatele dăruirii de literatură. Vom putea atunci să mergem înapoi pe firul evenimentelor. Evenimente care au dus la mântuirea unei persoane disperate, care era dependentă de droguri. Sau putem de asemenea să mergem pe firul evenimentelor în cazul unei rugăciuni scrise găsite de o femeie gata să renunțe la viață. Deci, să începem lucrul răspândind literatura care, ca frunzele toamna, literatură care va atrage atenția oamenilor spre Isus și care le va da răspunsuri biblice la întrebările lor. Întrebările de la secțiunea 2. Gândește-te în mod serios, cam care ar fi numărul frunzelor purtate de vânt în jurul tău toamna? Ce îți sugerează acest lucru despre măsura în care Dumnezeu ar dori să fie răspândită literatura creștină? Fă o listă cu locurile în care ai putea lăsa literatură în decursul următoarelor săptămâni. Secțiunea 3. Îți este ușor să-ți amintești ce auzi? Când un profesor explică ceva nou, îți rămân în memorie acele idei pentru mult timp? Poți povesti predica pastorului la o oră după acesta ce a terminat de vorbit? Dacă ești ca majoritatea oamenilor, vei uita ușor ce ai auzit odată sau de două ori, chiar și dacă ar fi foarte important. De aceea a fost inventat scrisul. De aceea profesorii adesea dau notițe sau le dau studenților să scrie în caiet. De aceea și Dumnezeu a scris legea sa după ce a rostit-o. Nu dorea ca oamenii să o uite. Deuteronom 4:13 citim, el și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe două tavle de piatră. Scrisul mai este important și pentru că influența materialului tipărit este mai mare decât cea a cuvânturilor sau a predicilor. Pentru a înțeles acest lucru, cu puțin înainte de a muri, a scris o scrisoare către creștini pentru ca învățăturile sale să devină permanente. El scria în ea, 2 Petru 1:13-15, dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji, aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Evangelizarea prin literatură, pagina 6. Gândiți-vă la cărțile din casa voastră. Este foarte probabil că nu i-ați cunoscut pe autorii lor. Unii dintre ei au murit cu mulți ani în urmă, dar cărțile lor au încă influența asupra voastră. Dacă o carte este neglijată sau pierdută, ea așteaptă în liniște ca cineva să o găsească și să o citească. O istorisire din Biblie arată puterea adevărului scris care a fost neglijat și pierdut. În timpul domniei rele a lui Manase, copia de la templul a cărții legii a fost pierdută. Pierdută! Gândiți-vă la acest lucru. Preoții din templu nu mai aveau sulul care includea regulile pentru jertfe și sărbători, regulile drepte ale lui Dumnezeu în ce privește judecata poporului și cele 10 porunci. An la rând, poporul a fost lipsit de instrucțiunile ei. Ce tragedie! Nepotul lui Manase, regele Iosia, s-a hotărât să facă tot ce poate pentru a atrage poporul să se închine din nou lui Dumnezeu. În timpul celui de-al 18-lea an al domniei sale, o reformă minunată a avut loc, pentru că a fost descoperită cartea legii de mult rătăcită. A fost găsită atunci când templul a fost renovat. Doi împărați, 22:8-10 citim, atunci marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului și Hilchia a dat cartea lui Șafan. Și Șafan a citit-o. Șafan logofătul a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. În acel an, cu ajutorul cărții legii, regele Iosia
a convins o reînviorare spirituală, suprimând închinarea la idol, făcând un legământ cu Dumnezeu și sărbătorind Paștele. Această istorie ne învață o lecție încurajatoare. După ce noi împărțim literatura care conține adevărul, ea poate fi neglijată sau uitată. Dar aceasta nu trebuie să ne descurajeze. Gândește-te la această frumoasă făgăduință. Mărturii, volumul 6, pagina 313. E adevărat că unii dintre cei care cumpără cărțile le vor pune pe etajeră sau le vor așeza pe masă din salon și rare ori le vor răsfoi. Totuși, Dumnezeu poartă de grijă adevărului său și va veni timpul când aceste cărți vor fi căutate și citite. S-ar putea ca boala sau nenorocirea să intre în familie și prin adevărul cuprins în cărți, Dumnezeu trimite inimile tulburate pace, nădejde și odihnă. Iubirea Lui li se descoperă și ei înțeleg cât de prețioasă este iertarea păcatelor lor. În felul acesta, Domnul conlucrează cu lucrătorii Săi care s-au lepădat de sine. Da, sub grija Lui Dumnezeu, literatura cea plină de adevăruri va avea o influență importantă și de lungă durată. Să o distribuim, deci, cât de mult putem. Întrebările de la secțiunea 3. De ce este dăruirea de literatură sau a unui DVD o metodă mai bună decât simpla discuție despre adevăr? Citește povestirea finală de la capitolele credinței. Spune cum ilustrează ea răspunsul pe care l-ai dat la întrebarea anterioară. De ce să nu evităm să le dăm literatură și celor care credem că nu o vor citi? Citiți Eclesiastru, capitolul 11, cu versetul 6. Lucrarea de colportaj condusă în mod corespunzător este o lucrare misionară de cel mai înalt grad. Dacă s-ar putea spune că o lucrare este mai importantă decât alta, atunci aceea este lucrarea de a le oferi oamenilor publicațiile noastre, determinându-i astfel să cerceteze Scripturile. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!